I'll be the last one left when the lights go out. Mi-aș pula în familia ta și rasa ta ce cu noi sunt eu. Da? Garantez. Uite-te bine la mine. Așa. Uite ce cu noi sunt eu, că ne întâlnim noi doi. Da? Garantez. Tu crezi că de 26 de ani stau în Târgu Jiu ăsta ca tine degeaba? Crezi că nu cunosc pe nimeni? Deci, domnul interlop în uniformă, tocmai, da, văd, văd. Eu sunt interlop, da? Da. Păi prin faptul că mă înjuri, prin faptul că mă ameninți, astea sunt apucături de interlop. Da. Am postat despre tine vreodată? Ești funcționar public și trebuie să-ți asumi, da? Da, am postat de tine vreodată? Deci ești funcționar public și trebuie să-ți asumi, da? Eu te întreb pe tine un lucru, am postat, eu nu sunt un funcționar public, dar țin să te anunț, că tocmai te-ai ales cu un proces pentru injurii, insultă, da, calomnie, da? Vezi că foarte frumos. Da. Foarte frumos. Da? Tocmai de aia ți-am și dat cerere de prietenie, pentru că știu că un om care e un sansar de mașini ieftin, pentru că asta se vede din profilul tău de Facebook, știam că o să ai comportamentul ăsta. Dar hai să spun eu cum stau lucrurile. O să vezi ce proces o să-ți fac. Da. De unde ești de la țară deloc? De unde ești? Dar te interesează? Uite, află... dacă ești așa cunoscut în oraș, află despre mine mai multe așa singur, pentru că tu ești un om cunoscut în oraș care n-ai stat 26 de ani degeaba și care se pare că văzându-te polițiști local încep să înjuri cu morți, cu familie și cu astea. Deci, eu, ca să-ți arăt că eu am sânge de bărbat și limitate, mine eu mă duc mâine la muncă și o să-mi ies demisia, da? Da? Mine mă doare în cur, da. Crezi că eu trăiesc din ce? Ar fi un gest frumos și de onoare, da? Da? Da, ca să-ți dau ție satisfacție, este? Nu trebuie să dai mie satisfacție, trebuie pe o astfel de... Cum nu jignești dacă tu mă jignești pe mine și eu ți-am spus doar că te reclam? Păi eu n-am ce să vorbesc cu persoane... Nu reclam, chiar mă reclam degeaba, n-ai ce să-mi faci. Păi cine ești tu de n-am ce să-ți fac? Pentru niște vorbe, crede-mă că... Chiar nu ai ce să faci. Da? Și dacă pleci din 9 mai până în centru, da, îți garantez că este imposibil să nu te înjure unul, trafic sau așa mai departe. Dar tu probabil... Păi tu nu, dar deocamdată tu m-ai sunat pe mine ca să mă înjuri. Ai început? Da. Da? Te înjurai, mi-asum, nu-i nicio problemă. Hai mai înjură-mă, te rog frumos. Poți să-mi faci ce mi-ai face. Da. Ideea este în felul următor, că eu eram curios, bă, omul ăsta, da? Mă cunoaște pe mine personal? Om de Dumnezeu, este problema mea ce postez. Dacă nu-ți convine, dă-mă în judecată. Ești funcționar public, îți asum. Da? Nu mai sunt funcționar public, uite. Ai fost. Garantez că în câteva ore nu mai sunt funcționar public. Da, dar acum ești. Am de bărbat. Acum ești. Vezi că efectul demisiei se produce în 15 zile de la data în care o semnez. Deocamdată, dumneavoastră, domnule Raul, sau cum vă numiți, sunteți încă angajat al poliției locale. Da? Păi până acum ați spus că samsar ieftin de mașini. Da, un angajat al poliției locale care este samsar ieftin de mașini. Da, asta o recunosc și o spun. Păi dar de ce spui că ieftin? Stai un pic. Pentru că numai samsari ieftin de mașini. Și nu-și plătesc impozitele către ANAF pentru mașinile pe care le vând. Uite că știu. Pentru că în momentul de față, după ce o să închid, nu o să caut pe Google, există o lege 544 privind liberul acces la informații de interes public. Eu voi face, ca să vezi, ca să mă cunoști pe mine, eu voi face o adresă către ANAF să văd eu ce impozite a plătit pentru mașinile vândute, pentru că sunt postate pe toate grupurile de anunțuri, pentru că asta am făcut până acum, m-am uitat pe ce grupuri de anunțuri postați dumneavoastră, domnul Raul Bogdan, să văd ce impozite ați plătit. Sunt de acord cu tine. Ok. De acord. Dar sunt curios cum îi face tu dovada că sunt mașinile mele, că eu nu dețin nicio mașină. Foarte bine. Atunci este mult mai grav. Atunci, domnul Raul Bogdan, vedeți că este mult mai... Raul Alexandru. Da, Raul Alexandru, mi-e egal. Asta? Așa, vedeți că este mult mai grav. Încearcă, te rog,
Da, încearcă, te rog, să mai studiezi puțin legea și când vorbești... Eu chiar vreau să văd ce reclamații faci. Chiar sunt curios, le aștept. Și când, ok, prima dată o să fie aia pentru insultă și calomnie. Am 30 de zile la dispoziție, o să... Păi, o să fac și eu ție, stai liniștit, pentru același lucru. Pentru că m-ai făcut un samsar ieftin de mașină. Da. Ai făcut o afirmație incinoasă. Da.